Bună seara, Vale. Știu că vă doreați să terminați cu victoria anul. Bună seara. Da, ne doream să terminăm cu bine. Din păcate, seara asta n-am câștigat, dar sperăm ca să ne revenim astea 7-8 zile cât avem și să revenim în retur mult mai motivați, mult mai concentrați și să terminăm acolo sus. Cum a fost meciul? Cum l-ai simțit din teren? Noi, din afară, l-am văzut destul de dur și cu multe întreruperi, fără cursivitate. Da, nici mie, sincer, nu mi-a plăcut, pentru că este o echipă agresivă, nici terenul nu l-am ales ok, e foarte îngust, ei sunt agresivi, trebuie să jucăm foarte repede și să-i mutăm de pe o parte pe cealaltă, dar, din păcate, dacă nu te miști cu echipe agresive, e greu să joci. Din păcate, n-am putut în seara asta, dar... Ai ceva să-ți reproșezi la golul lor? Ai fost acolo implicat cu Florin Ștefan în faza aceea, te-a depășit? M-a depășit, dar suntem 11 pe teren. N-am mai avut niciun dublaj, eram în tușă, nu eram pe centru. Așa a fost, trebuia să avem la închidere, trebuia să fie cineva și... Din păcate, noi primim goluri foarte ușor și sperăm să nu suferim așa de tare la final de campionat. Arbitrajul cum ce s-a părut? Au fost destule faze pe care le-ați contestat și voi și ei unele. Nu prea îmi place să vorbesc sincer, dar... La ei au lăsat jocul prea dur. Fofana a făcut vreo 4 galbene, vreo 4 faulturi unul după altul și nu i-a dat niciun cartonaș. Mie mi-a dat, așa a vrut el, pe culoar. Ce s-a întâmplat acolo? Am înțeles că ar fi fost un mic conflict sau între tine și Leo Grozavo, atunci de la Sepsi? Sincer, nu vreau să vorbesc, dar din păcate nu aduce bine fotbalului românesc asemenea personaje să înjure jucătorii, și am primit eu galben. Adică te-a înjurat pe tine? Nu mai vreau să vorbesc, mai grav de înjurătură. Cu toate acestea, terminați pe primul loc anul. Și tradiția spune că echipa care termină anul pe primul loc ia și titlul. Doamne ajută! Sperăm să o ținem tot așa. Băieții sunt mult mai bine, ne-am pregătit foarte bine și cu 3 puncte seara asta, eu zic că eram foarte motivați să venim din vacanță, dar fotbalul îți dă când tu îi dai și o să venim mult mai puternici în retur. Mulțumesc, Vali. Mulțumesc.